trezește mama într-o dimineață din somn cu vai nevoie zicându-mi: scoală dublișul înainte de răsăritul soarelui, iar vrei să te pupi cu armenesc și să te spurci ca să nu-ți meargă bine toată ziua. Căci așa ne amăgea mama cu o pupăză care își făcea cuib de mulți ani într-un tei foarte bătrân și scorburos pe coasta dealului la Moș Andrei, fratele tatei cel mai mic. Și numai ce o auzi de-ai vara: pup, 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 pup. Este dimineață în tăcă, îndată mă și trimite mama cu dimântă din gura, tocmai în Valea Saca, aproape de Topoliță. Și pornind eu cu dimâncarea, numai ce și-aud pupăza cântând: pup, 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 pup. Eu atunci să nu-mi caut de drum tot înainte, mă abat pe la tei, cu gând să prind pupăza, căci aveam grozavă ciudă pe dânsa, nu numai decât pentru pupat, cum zice mama, ci pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncarea jos în cărare pe muchea dealului, mă sui încetișor în teiul care te adormea cu mirosul floarii, bag mâna în scorbură unde știam și, norocul meu, găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire: taci, leliță, că te-am căptușit eu. Îi mai pupat-o și pe dracu de acum. Și când aproape să scot pupăza afară, nu știu cum să face, că mă spari de creasta aici arotată de penii, că și nu mai văzusem pupăză până atunci, și-i dau iar drumul în scorbură. Și cum stam eu și mă chiteam în capul meu că șerpi cu penii nu poate să fie, după cum auzisem de un oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbătez în sine și iar bag mâna să scot pupăza. Pici-a fi! Dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de frica mea prin cotloane de scorburi undeva, căci n-am mai dat de dânsa nicăieri, parcă intrase în pământ. Mă, ia n-a podat lucrul și aista, zic eu în ciudat, scoțând căciura din cap și tufind-o în gura scorburi. Apoi mă dau jos, caut o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar întâi, îmi iau căciula și în locul îi pun lespedea, cu gând că ieși ea pupăza de undeva până mă întoarc și eu din țară. După aceea mă dau iar jos și pornesc repede cu de mâncare la lingurari. Și oricât o-i fi mers eu de tare, vreme trecuse la mijloc doar. Cât am umblat horhăin cine știe pe unde și cât am hoșbăit și mocoșit prin tei să prind pupăza. Și lingurarilor nici mai rămâne cuvânt, li se lungise urechile de foame așteptând. Și apoi vorba aceea, țiganul când e foame cântă, boierul se plimbă cu mâinile dinapoi, iar țăranul nostru își arde liuleaua și pocnește întrânsul. Așa și lingurarii noștri. Cântau acum drăcit pe ogor și sunt în coada sapii, cu ochii păinjeniți de atâta uitat, să vadă nu le vine mâncarea din cotrova. Când, pe la prânzul cel mare, numai ia că tăbăs și eu de după un dâmb cu mâncarea sleită. Veneam, nu veneam, auzându-i lălăind așa de cu chef. Atunci au și tăbărit bălaurii pe mine și cât pe ce să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dâns și să-mi ții departe. Haui, Leobo, ogoiți-vă, ce tot locăniți, băiatul? Cu tată s-o aveți, s-o aveți, iar nu cu dânsul. Atunci lingurarii, nemai puindu-și mintea cu mine, s-au așternut pe mâncare, tăcând molcul. Și scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, pornesc prin sat, mă abat iar pe la tei, mă sui întrânsul, pun urechea la gura scorburii și aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci eu lespedea cu îngrijire, bag mâna și scot pupăza vlăguită de atâta zbușiu. Iar ouăle, când am vrut să le iau, erau toate numai o chisăriță. După asta vin acasă, leg pupăza de picior cu o oață și o îndosesc de mama vreo două zile în pot prin cele puțin hârbuite și una, două la pupăză, de nu știau cei din casă, ci tot caut prin pod așa des. Însă a doua zi după asta, ia ca și mătușa măriuca lui Moș Andrei, vine la noi cu o falcă în cerciu cu una în pământ și să ia la ciondănit cu mama din pricina mea. Mai auzit ai dumneata cum nată una ca asta, să furi Ion pupăza, care zicea mătușa cu jale, ne trezește dis dimineață la lucru de atâția ani. Grozav era de turburată și numai nu-i vinea să lăcrămeze când spunea acestea. Și acum văd eu că avea mare dreptate mătușa, căci pupăza era ceasornicul satului. Însă mama sărmana nu știa de asta nici cu spatele. Ce spui cum nată? Dacă l-aș uci din bătaie când aș afla că el o prins pupăza să o chinuiască. De-amu, bine că mi-ai spus, las pe mine că ți-l iau eu la depărat. Nici te mai îndoi despre asta, cum nată smărandă, zise mătușa, că-și dezbănțuitul ăsta al dumitale nimica nu scapă. Și mai atâta, mi-au spus mii cine l-au văzut că Ionul luat-o, gâtul îmi pun la mijloc.
Eu, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca aceste, iute-mă sui în pod, umflu pupăza de unde era, sai cu dânsa pe sub streșina casei și mă duc de-a dreptul în târgul vitilor și o vând. Căci era tocmai lunea într-o zi de târg. Și cum ajung în Iarmaloc, încep a mă purta țanțoș printre oameni de colo până colo, cu pupăza în mână, că doar și eu eram o leacă de ficior de negustor. Un moșneac nebun cu o viță cât de funii n-are ce lucra. De vânzare ți-i găinul și aceea mai băiete. De vânzare, moșule. Și cât și-ai pe dânsa? Cât crești dumneata că face? Ia domn coace la moșul să o drămăluiască. Și cum eu dau o mână, javra dracului se face au căutat de ou și-i dizleacă atunci frumușăla asta de la picior, apoi mi-o aruncă în sus zicând, ia că poșnă că am scăpat-o. Pupăza, zbrrr, pe o dugheană. Și după ce se mai odihnește puțin, își ia apoi drumul în zbor spre Humulești și mă lasă mare și de vreme cu lacrimile pe obraz uitându-mă după dânsa. Eu atunci, haț, disumanul moșneagului să-mi plătească pasărea. Ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce ai dat drumul? Că nu scap nici cu junca asta de mine, înțeles ai? Nu spaie lucrul de șagă. Și mă băgam în ochii moșneagului și făceam un tărăboi de să strânsese lumea ca la comedie în prejurul nostru. Da, iar mă rog, nu era? Da, știi că ești amarnic la viață, băi băiete, zise moșneagul de la o vreme râzând. În ce te bizui de te îndârjește așa nepoate? Da, nu cumva ai poftit să-mi iei viță ca pentru un cuc armenesc? Pe semne te mănâncă spinarea, cum văd eu, măițică. Și ia acuși-te scalpin dacă vrei, ba și un topor îți fac dacă mă crezi. De-i zice, amal, puiule, când ai scăpat din mâna mea. Dă pace băietului moșule, zice un humuleștean de-ai noștri, că e ficiorul lui Ștefan Apetri, gospodar de la noi din sat, și ți-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta. Să fii sănătos, dumnea lui om bun, dar păi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefan Apetri, zice moșneagul. Chiar mai din oară l-am văzut umblând prin târg, cu cotul sub soară, după cumpărat suman, cum e negustoria, și trebuie să fie pe aici undeva, ori în Vlodugheană, la băuta dălmașul. Apoi bine că știu acu ești, măițică. Ia-mi stai o leacă să te duc eu la tatu și să văd. El te-a trimis cu pupăți de vânzare să spurci iarba locul. Toate ca toate, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-o muie gura. Apoi încet, încet m-am furișat printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi să văd nu mă ajunge moșneagul. Căci mi-era acum scăpare de dânsul, trebuie să vă spun. Vorba aceea, lasă-l măi, l-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acu. Tocmai așa pățesem și eu. Ba eram încă bucuros că am scăpat numai cu atâta. Bine ar fi să o pot scoate la capăt măcar așa cu mama și cu mătușa Măriuca, gândeam eu, bătându-mi se inima ca într-un iepure de frică și de osteneală. Și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau duși în târg. Și frații îmi spun cu spaimă că-i posn cu mătușa lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzii din tei. Zice că i-am fi luat-o noi. Și pe mama au pus-o în mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om. Nu e o femeie de înțeles ca mătușa Anghelița lui Moș Chiriac, s-o mântuit vorba. Și cum îmi spuneau ei îngrijiți, numai ce șauzâm cântând întâi. Pup, 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 pup. Sor mea Catrina zice atunci cu mirare, ia-uzi, bădiță, Doamne, cum sunt unii adinăpăstuiesc omul chiar pe sfânta dreptate. Mai așa, surioară, dar în gândul meu, când ați ști voi câte o pătimit sireaca din pricina mea și eu din pricina ei, i-ați plânge de milă. Zahiei însă ne lăsa să vorbim și să cam mai dusesc în târg după mama să-i spui bucuriei despre pupăză. Și a doua zi, marți, făcând mama un cuptior zdravăn de alivenși și plăcind cu poalele în brâu, și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi, și îi zice cu dragă inimă, Doamne, cum lățică hăi, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele rele? Ia poftim, soro, mai bine, să mâncăm ceva, să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri și cele rele să se spele, cele bune să se adune. Căci dacă ai sta să faci voi rău de toate, zău ar trebui de la o vreme să apuci câmpii. Așa cum, nată, dragă, zise mătușa Măriuca, strângând cu nedumerire din numere când se punea la masă. Văzut-ai dumneata să mai pui aldată temei pe vorbile oamenilor. Apoi începem cu toții a mânca. Și alții ca alții, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale să-mi fie pe toată ziua.